Domnul Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție electorală. Ce miză au alegerile din 11 iulie pentru Republica Moldova și cetățenii acestui stat? Toate alegerile din ultima perioadă de timp au fost foarte și foarte importante. Cele din acest an, din 11 iulie, sunt cruciale pentru noi. Vin pe un fundal anume, marcat și de sărăcia lucie prin care trece întreaga populație, de afectați și de această pandemie. Venim după o perioadă în care am reușit să scăpăm țara într-o bună parte de timp de Plahotniuc și de regimul lui, dar în același timp au rămas rămășițele acelui regim care nu se lase bătute. Iată de ce e nevoie să facem un efort în plus, ca la următoarele alegeri să dăm Republicii Moldova șansa unei schimbări adevărate. Șansa unei guvernări pro-europene, naționale, reformatoare, anticorupție, care să dea start unor reforme serioase și în economie, și în domeniul social, dar mai ales în ceea ce înseamnă combaterea corupției și edificarea statului de drept în Republica Moldova. Pentru că de aici vor porni și restul. Standarde moderne și ridicate de viață și activitate vor însemna mai bune drumuri, mai multe locuri de muncă bine plătite, pensii, pe potriva efortului pe care l-au depus bunicii și părinții noștri și așa mai departe. Care e oferta electorală cu care veniți în fața alegătorilor? Și vreau să spuneți cât de valoroasă este promisiunea care se face în campania electorală, pentru că din întâlnirile cu alegătorii vă dați seama, după ce discutați, că ei spun că au votat promisiunea și au trăit marea dezamăgire, au pierdut încrederea în clasa politică și după asta nu știu mai... Nu mai imaginează cum și pentru cine să voteze. Spuneam la lansarea în campanie că noi venim cu obrazul curat, cu fruntea sus, pentru că ceea ce am promis în stradă atunci când ne-am lansat ca și platformă civică întâi de toate, am continuat în Parlamentul Republicii Moldova și tot ce am promis oamenilor am realizat sau am încercat să realizăm de pe poziția unei fracțiuni parlamentare în Parlament, cea mai mică, dar cu cele mai mari rezultate. Și cred că acest lucru îl recunoaște toată lumea, îl recunosc liderii de opinie, chiar și oponenții noștri sunt de acord că am fost cei mai harnici, cei mai productivi, am venit cu cele mai bune proiecte de legi pentru oameni, fie că era vorba de autoritățile publice locale, de primarii noștri. Acum, care au beneficiat. Nu mai secundă că ajung. Am făcut cele mai bune legi, vorbeam despre primarii noștri care beneficiază de 680 de milioane de lei doar într-un singur an, datorită inițiativei platformei. Da, fermierii, la fel, medicii, pensionarii, profesorii, învățătorii, toți au avut de beneficiat de pe eforturile și munca platformei Demnitate și Adevăr. Pentru viitor, vrem să continuăm ceea ce am început în Parlamentul Republicii Moldova, vrem să modificăm Constituția, mă refer aici la articolul 47, astfel încât toate pensiile să nu mai fie niciodată mai mici decât minimul de existență, pentru că, de fapt, ne încadrăm într-un genocid social din partea statului față de toți cetățenii țării. Vrem ca salariile în Republica Moldova să crească mai mult și mai mult pe măsură ce veniturile noastre cresc. Prețurile trebuie stăpânite cumva, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă și ați văzut eforturile noastre de a opri Consiliul sau de a determina Consiliul Concurenței să intervină, inclusiv la prețurile la carburanți. Și nu a intervenit. O să intervină, încet o să intervină, pentru că dacă nu vor interveni, vom continua ceea ce ne reprezintă de drept. Protestul nostru, spuneau la început, dacă vă amintiți, în 2014, 2015, 2016, când am inițiat noi protestele, spunea, domnule, dar ce mai dau protestele astea? Eu am să vă dau un exemplu. În 3 mai 2015 am ieșit în stradă 50.000 de oameni. L-am oprit pe Gaburici și guvernul său, 1. Să mai dea 7 miliarde de lei la bandiți, să fure încă 7 miliarde de lei, i-am obligat să publice raportul Kroll și, bineînțeles, într-un final s-a dus și acel guvern Gaburici din care făceau parte mai mulți politicieni. Așa că revenim la promisiuni și ziceți că veți avea în grijă pensiile, salariile să crească. Da. De unde bani? De unde bani? În primul rând, dacă eradicăm schemele, așa cum am făcut-o atunci când eram la Ministerul de Interne, cu contrabanda, ducându-o la cel mai jos nivel în ultimii 20 de ani, credeți-mă, vor fi și venituri mai multe la bugetul public și la bugetele municipale și locale. Dacă atragem mai multe investiții, iar asta înseamnă mai multe locuri de muncă, asta înseamnă mai multe contribuții la stat,
iarăși vor veni bani pentru ceea ce spun eu, pentru pensii, pentru salarii mai bune bugetarilor și, bineînțeles, va crește și competitivitatea dintre instituțiile private din țară și din străinătate, care vor hotărâ să investească aici și nu să rămână la prut. De exemplu, din cauza unei justiții nedrepte, mai degrabă unei injustiții care a fost implicate și în furtul miliardului, și în spălătoria mafiei rusești, și în atacuri Raider, oamenii nu mai vin să investească. Nu vin oamenii noștri din diasporă să investească, dar aminte marele concerne, marele instituții, întreprinderi din străinătate care ar putea să creeze aici mai multe locuri de muncă, astfel încât cei plecați în străinătate să poată să revină acasă, să-și ia același salariu cum îl iau la Viena, la Frankfurt, la Roma, Verona. Dar câți ani ar trebui Republicii Moldova ca să ajungă cetățenii să ridice aceleași salarii sau comparative cu cele pe care le primesc în Occident? Experiența mea scurtă de la un minister, pentru că nu am fost prea mult în administrația statului Republica Moldova, dar experiența scurtă pe care am avut-o acolo îmi spune că lucrurile mari necesită ceva mai mult timp. Dar toate au un început. Este important să punem bazele acelui început. Lupta cu corupția, lupta cu schemele, lupta cu protecționismul, cu nănășismul, cu cumătrismul în Republica Moldova trebuie să înceapă. El trebuia să înceapă de mult. Nu s-au început. Haideți să începem chiar imediat a doua zi de pe 11 iulie. Să dăm într-o parte tot ce este rău, să venim cu fapte bune. Haideți să facem unitatea, dacă n-am reușit să o facem înainte de alegeri. Haideți să o facem în Parlamentul Republicii Moldova. Tot ce înseamnă forță politică, democratică, pro-europeană, națională, trebuie să ne strângem în Parlamentul țării, să fim uniți din nou, să avem o majoritate de cel puțin 55-56 de mandate, de neclintit, să ne punem o perspectivă de 4 ani de zile și tot ce se va putea realiza în 4 ani de zile să fie realizat. Avem sprijinul României, vorbesc despre platforma DA, suntem cel mai fidel partener al României în Republica Moldova. Avem sprijinul Uniunii Europene, iată, Uniunii Europene vin acum cu disponibilitatea a 600 de milioane de euro, granturi, fonduri, investiții, dar e nevoie de un partener credibil de dialog și de activitate. Știu că ați mai răspuns la întrebarea pe câte mandate contați și dacă credeți în sondajele de opinie care se fac în timpul campaniei electorale. Cât privește sondajele de opinie, din multe ori sondajele au fost folosite ca armă de manipulare și de intoxicare a opiniei publice. Sondajele noastre sunt cele pe care le facem și noi și le faceți și dumneavoastră în teritoriu atunci când mergeți la oameni. Și eu îndemn pe toți cei care ne privesc în momentul de față și pe unde merg să voteze exact ceea ce consideră domniile lor. Să voteze. Să voteze fapta bună, să voteze o echipă bună, cum este cea a platformei DA, să voteze un proiect fezabil, un proiect realist al platformei Demnitate și Adevăr și nu promisiunile de la televizor frumos amenajate sau cum se cheamă, frumos elaborate, ambalate. Nu. Întâi de toate să vadă pe cine votează. Cine este Slusa, cine este Munteanu, cine este Moțpan, cine este Năstase, cine este Inga Grigoriu, Dinu Plângău. Și veți vedea că acești oameni sunt cei care atunci când erau în stradă nu și-au precupețit eforturile, energiile ca să se bată pentru țara noastră, pentru oamenii noștri, pentru un trai mai bun aici acasă. Când au ajuns în Parlament au fost cei mai buni la nivelul Parlamentului, la nivelul Curții Constituționale. Cei mai buni. O recunosc nu doar eu, o recunosc și adversarii noștri. De asta îi îndemn pe oameni mai puțin să dea crezare promisiunilor de viitor, ci să vadă la fiecare politician care vine și le cere votul ce au făcut în trecut. Dar și eu mizez pe un număr și mai mare de deputați decât cel pe care îl avem în Parlamentul Republicii Moldova și îi rog pe toți cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă un lucru esențial. Cei care vin în fiecare zi și ne spun că avem sau că nu avem șanse, ignorați-i. Dacă vă uitați atent la profilul celor care spun acest lucru, sunt exact cei care și-au bătut joc de țara noastră de-a lungul timpului și nu-și doresc ca șansa Republicii Moldova, platforma DA, să ajungă în Parlament. Și în contradictoriu cu ei, eu îi rog pe oameni în mod calm, în mod liniștit, să caute secția lor de votare, să meargă acolo, să pună un vot ferm în dreptul platformei Demnitate și Adevăr, pentru că în spatele platformei Demnitate și Adevăr este o echipă a faptelor bune, o echipă provenită dintre oameni și pentru oameni. Dar mulți încă își mai pun întrebarea de ce atât de rezlățită este centru-dreapta politică.
acest segment e fărămițat. Cunoașteți, toată lumea cunoaște platforma, dar și în stradă, și în Parlament a insistat pe unitatea forțelor democratice, pro-europene, pro-românești. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri să chemăm la o masă de dialog pe toți. Când nu s-a mai putut acest lucru și legislația nu-ți mai permite să o lungești prea mult, am luat act de decizia celorlalte partide de a merge separat și atunci am spus, dacă toată lumea a decis să meargă separat, noi ne vom întări ca platforma Demnitate și Adevăr, vom atrage alături de noi suportul și a profesorilor, și a medicilor, și a altor entități politice care nu participă în alegeri, bunăoară. Și am avut acest suport declarat cel puțin și vrem să facem o figură bună, să ajungem cât mai mulți în Parlamentul Dar nimeni țării. Nu s-a identificat cu platforma Demnitate și Adevăr sau platforma Demnitate și Adevăr nu s-a identificat cu nimeni dacă nu ați reușit această consolidare? Nu, iarăși platforma n-a reușit. O platforma a fost cea care a invitat toată lumea la dialog. Ați invitat, dar... Oamenii au hotărât să meargă pe platformele lor politice. Platforma, da, a pus în capul mesei de fiecare dată interesul public, interesul național. Alții au decis că democrația se face cu partide și noi de acord suntem că democrația se face cu partide. Circumstanțele Republicii Moldova însă ne obligă, și aici spun ferm, ne obligă să lăsăm într-o parte orgolele, să lăsăm într-o parte interesele personale de grup și să facem unitatea. Dar, declarativ, repet, toți concurenții electorali spun că lasă orgolele și frustrările, dar în realitate alegătorul vede că ei nu reușesc să se unească. Dați-mi unul care a făcut ceea ce a făcut platforma de-a lungul timpului. Unu, renunțare la a participa la alegerile prezidențiale. Doi, concesii în cazul blocului acum. Trei, insistență de a rămâne uniți și în Parlamentul și în consiliile municipale și locale. 4. Am lăsat pe ultima sută de metri lista deschisă pentru toată lumea. Ce mai e de făcut? Cred că lumea a ajuns în momentul în care nu mai poate fi păcălit atât de ușor de la televizor sau de rețele de socializare. Noi suntem cei care am militat în permanență pentru unitate și insistăm și de acum încolo, asta în timp ce respectăm decizia oricărui partid. Nu ne apucăm acum să criticăm un partid pentru că a decis să meargă separat. E decizia lor. Nu ne apucăm să criticăm o forță politică care a decis să nu participe în alegeri și să aleagă să susțină altă echipă. Nu ne supărăm. Ceea ce vrem să aducem la cunoștința cetățenilor este cine face parte din platforma Demnitate și Adevăr, care sunt faptele trecutului. Nu am mințit, nu am furat, nu ne-am bătut joc de oameni, ne-am bătut pentru oameni, pentru țară, am făcut tot ce ne-a stat în putere ca să fim uniți. Tot ce am reușit până acum, vom încerca să continuăm în viitorul Parlament și viitoarea guvernare. Dar ce s-ar întâmpla dacă la guvernare ar veni forțele de stânga? Ar fi o catastrofă. Ar fi o catastrofă, adică... pentru Republica Moldova și eu îi îndemn pe toți cetățenii țării. Cei care nu vor să voteze cu PAS din anumite considerente, să voteze cu platforma, da. O să aveți sprijinul nostru acolo. Cei care nu-și doresc din anumite considerente să voteze PAS, platforma, da, vă îndemn să votați cu partenerii noștri în Familia Populară Europeană. Haideți să facem așa încât și unii și alții să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că asta este chezășia normalității. Asta este chezășia că Republica Moldova va merge în direcția corectă, în direcția standardelor europene de viață și de activitate, în direcția parteneriatului strategic cu România și cu țările de vecinătate, în direcția dezvoltării tot mai mult și mai mult a relațiilor noastre cu România și apropierea de România, de spațiu de fapt firesc, natural, istoric, cultural și de drept, dacă vreți, comun. După aceste alegeri din 11 iulie, divergențele dintre instituția prezidențială și cea parlamentară vor dispărea? Ele trebuie să dispară. Ele trebuie să dispară pentru că instituțiile statului, indiferent cum se cheamă, trebuie să coopereze loial între ele, inclusiv în spiritul recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar întâi de toate, în interesul cetățeanului. Eram la Ministerul de Interne și am făcut tot ce mi-a stat în putere încât instituțiile statului să nu mai facă această competiție sălbatică dintre ele. Procuratura cu Ministerul de Interne, Ministerul de Interne cu CNA-ul, CNA-ul cu SIS-ul. Am adunat la o masă toată lumea din fruntea acestor instituții și iată că 3 luni de zile, pentru prima oară în 30 de ani în Republica Moldova, aceste instituții au cooperat loial în spiritul Constituției, au cooperat în beneficiul oamenilor și niciodată în acea perioadă în detrimentul lor. Ce s-a întâmplat după plecarea mea de la Ministerul de Interne? Iarăși s-a revenit la dijmie, s-a revenit la tot felul de foloase necuvenite, s-a revenit la vechile practici, oamenii care au fost eliminați din sistem s-au întors, contrabanda înflorește în continuare, deci
trebuie să curmăm acest fenomen odată și pentru totdeauna. Și se poate acest lucru cu o majoritate parlamentară pro-europeană, reformatoare, din care Platforma Demnitate și Adevăr trebuie să facă parte într-un număr cât se poate de mare. Suntem garanția, dacă vreți, a raționalității, garanția lucrurilor bine făcute, duse până la capăt. Uitați-vă la proiectele de legi făcute de Platforma Demnitate și Adevăr și vă veți convinge că toate proiectele noastre au vizat și domeniul social, și economic, și justiția, și, dacă vreți, identitate. Dacă vorbim despre probleme identitare, cine s-a bătut pentru problemele identitare dacă nu Platforma Demnitate și Adevăr? Cine a contestat la Curtea Constituțională ilegalitățile și loviturile pe care le-a dat Șor cu Dodon la adresa identității noastre naționale dacă nu Platforma, da? Votul geopolitic e pus în joc și la aceste alegeri parlamentare anticipate. În această campanie toată lumea încearcă să fie cosmopolită. Să încearcă să fie atot cuprinzătoare. Nu se poate fără geopolitică. Și eu mi-aș dori. Eu sunt inițiatorul a ceea ce înseamnă consolidarea întregii societăți și eliminarea a tot ce înseamnă geopolitică. Este adevărat, spuneam mai înainte, trebuie să avem relații strânse și cu vecinii din est și vecinii din vest, dar să nu uităm cine ne sunt frații, cine ne-a stat alături atunci când era greu și în sărăcie și în pandemie, să nu uităm că la Colbasna avem un focar, un explozibil care poate să fie detonat în orice clipă, să avem, nu putem să nu ținem cont de faptul că au fost deschise niște secții de votare într-un teritoriu necontrolat de oficialitățile Republicii Moldova și care poate sta la îndemâna forțelor străine țării noastre. Iată pentru cine batem noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr. Apropo despre votul din regiunea transnistreană și votul din diaspora, să discutăm. Totuși, cum vedeți dumneavoastră participarea cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului la acest scrutin parlamentar? În condiții de legalitate. Exact așa cum presupune legea, Constituția și toate procedurile elaborate de către autoritățile moldovene, dar cu respectarea Constituției. Nu se poate altfel. Pentru că ce s-ar întâmpla? Păi haideți atunci să deschidem 400 de secții de votare în Transnistria, că așa vrea Dodon, că așa vrea Putin. Apropo de Putin, uitați-vă că în Republica Moldova, în ultima perioadă de timp, nu prea se pronunță acest nume. Știți că pe timpul lui Plahotniuc era frică la toți politicienii de pe atunci să mai pronunță numele Plahotniuc de frica lui, să nu-i bage plapușcărie, să nu-i calicească, să nu-i omoare, așa și acum. Toată lumea stace liniștit. Nu mai pune nimeni problema Balșoi Pachet, promovată de Dodon, de fapt federalizarea Republicii Moldova după un plan COSAC 2. Nimeni nu mai pune problema acestor secții de votare decât Platforma Demnitate și Adevăr. Ne batem acum la Curtea Supremă de Justiție și la Curtea Constituțională. Pentru diasporă, iarăși, am văzut niște figuranți în aceste procese care au venit acolo să compromită, de fapt, procesul, iar noi care ne batem în fiecare zi și obținem câte puțin obținem. Dar cine sunt figuranții? Păi uitați-vă la alte partide și o să vedeți. Au venit acolo ca să compromită, iar pe final, când văd că ne zbatem până la capăt, vine reprezentantul nostru din diaspora ca să pledeze speța, iese în spațiu public și spune cei la platforma, da, tergiversează procesul. Păi tergiversează pentru ce? Să obținem un rezultat corect, nu-i așa? Pentru că dacă vrem să o facem, cum zicea Marian Lupu, teap-leap, că e expresia lui celebră, păi de asta se ocupă alții, Usatăi, Șori, ăștia cu teap-leapă. Noi vrem să facem lucrurile fundamental, odată și pentru totdeauna, ne-am bătut în trecut la curți, până la sânge, așa o să facem și de acum încolo pentru cetățenii noștri de acasă și din diaspora. E îndreptățită ideea precum că votul din stânga Nistrului ar echivala cu votul din diaspora? Nu. Nu. E adevărat, sunt riscurile foarte și foarte mari. Să nu uităm că în Transnistria trăiesc foarte mulți cetățeni de Republicii Moldova, votul acolo poate să fie viciat, dar să nu uităm determinarea cu care diaspora noastră a luptat de-a lungul timpului alături de noi cei de acasă. Eu vreau să le transmit și pe această cale un mulțumesc mare. În zilele următoare, împreună cu colega mea Iana Stanțieru, sper să poată merge și Gheorghe Petic și Andrei Dânga. Vom merge în diaspora, vrem să ducem oamenilor adevărul și sper că împreună putem să determinăm ieșirea și mai masivă la vot și în interiorul țării și a celor din diasporă. Nu pot ei fura cât putem noi vota. Asta vreau să le transmit și celor din diasporă și cei de acasă. Bandiții care s-au unit acum împreună, uitați-vă, instanțele de judecată s-au unit cu CECU, s-au unit cu structurile controlate de Dodon și de Șor. Cine controlează instanțele de judecată? Plahotniuc. Vedeți cum și-au dat mâna?
Iată, bandiții au hotărât. Atâta timp cât poporul se unește, iar noi suntem dezbinați, avem de pierdut. Dacă noi ne unim și dezbinăm poporul, avem de câștigat. Haideți să, eu am să le spun cetățenilor Republicii Moldova, să rămânem uniți, să depunem un efort în plus, să ieșim tot mai mult și mai mult la vot și în țară și în afară, și credeți-mă că se poate să-i ducem la coșul de gunoi a istoriei pe toți, pe toți bandiții țării. Despre miza votului din diasporă o să vorbim chiar cu colega noastră care figurează pe listele Platformei Demnitate și Adevăr, Iana Stanțieru, care e prezentă aici în studioul Europei Libere de la Chișinău, și o să aflăm de la dumneavoastră mai multe despre importanța acestui vot din străinătate. Așa, ați acceptat să fiți inclusă pe listele Platformei Demnitate și Adevăr și ne interesează foarte mult totuși ce importanță are votul cetățenilor cu drept de vot aflați în străinătate. În primul rând vreau să vă spun că vă urmărim și din străinătate, cu mare drag. Mulțumim! Emisiunile dumneavoastră, și a fost o onoare pentru mine să fiu pe listele Platformei, da, pentru că sunt la începutul carierei mele politice și am vrut să fiu asociat cu un grup de oameni care sunt integri, care nu au un trecut de care să-mi fie mie rușine că am fost asociat cu un astfel de grup. Deci sunt foarte mândră. Și în ce privește diaspora, este foarte important. Considerăm diaspora noastră ca și membrii societății noastre. Deci, eu la un moment dat n-aș mai vrea să-i mai spun diaspora. Aș vrea să-i spun sunt moldovenii noștri dragi care sunt forțați sau obligați să plece în străinătate. Și toți migranții votanți vor să participe la aceste alegeri și ce preț pun ei pe acest scrutin parlamentar anticipat și pe rezultatele acestor alegeri? Este foarte important dacă ne gândim la cei care vor să rămână în străinătate, dar care au totuși pe cineva care a rămas în țară. Sunt majoritatea, avem rude care au rămas. Deci dacă vrem să schimbăm ceva în mai bine sau pentru cei care vor să se întoarcă în țară, trebuie să luăm decizia să participăm, să avem dreptul să participăm, să se audă vocea diasporei în ceea ce se întâmplă și în țară. Deci nu putem să așteptăm ca diaspora să contribuie cu peste 15% din produsul intern brut, dar să nu-i dăm voie diasporii să voteze. Dar ce părere aveți despre activitatea clasei politice în forul legislativ? Eu aș vrea să văd mai mult participarea diasporei. Deci, cum v-am spus, nu putem să nu implicăm diaspora în deciziile care se iau în țară, pentru că este un număr prea mare pentru a fi ignorată. Și dacă obțineți mandatul de deputat, care ar fi prima inițiativă legislativă pe care ați vrea să o propuneți? Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că chiar avem o strategie la care lucrăm acum, strategie pentru diasporă, și sunt foarte mândră că am lucrat cu colegii mei și am adunat nevoile diasporei și am creat această strategie. Și când mergem să vizităm diaspora noastră în următoarele săptămâni, este probabil primul proces decizional participativ pe care îl vom avea. Ce prevede această strategie? Strategia se bazează pe 4 principii. În primul rând, participarea diasporei noastre la o construcție unei economii durabile a țării. Și asta vorbim de remitențe, aici vorbim despre investițiile diasporei, aici vorbim despre antreprenoriatul de care se poate bucura diaspora, întorcându-se în țară, dar și rămânând în străinătate. Doi, vorbim despre menținerea unei legături culturale, ca să nu se piardă acea noțiune de apartenență culturală și națională. Trei, vorbim despre o participare politică și aici avem măsuri foarte concrete legate despre cum participă diaspora noastră la vot. Și patru, vorbim despre o reintegrare a diasporei. Ce facem noi concret dacă cineva din diasporă vrea să vină acasă? Cum facem în primul rând diaspora noastră ca să fie dorită acasă? Visul meu este să văd mai mulți membri din diasporă care să zicem, sacrifice cariera sau viața din străinătate și să vină acasă, vrea să facă ceva. Dar cum s-ar descurca autoritățile statului dacă din acel milion plecat de moldoveni a revenit 500.000 de cetățeni acasă? Iată, după alegeri, se întorc jumătate de milion de cetățeni în Republica Moldova. Ce fac ei aici acasă și ce le poate oferi Republica Moldova? În primul rând, diaspora noastră are calități diferite, da? Sunt cei care se pot întoarce și atunci putem crea anumite locuri de muncă pentru diaspora. Doi, putem, de exemplu, încuraja antreprenoriatul. Cei care au reușit să adune o anumită sumă în străinătate și care vor să-și deschidă un business doar ca să fie acasă. Cum am creat acele cursuri sau același suport fiscal, același suport vamal, același suport educațional, ca să-i învățăm pe
concetățenii noștri cum să-și deschidă o propria afacere. Asta ar crea locuri de muncă și pentru alți membri ai diaspori care ar putea să vină acasă. Deci eu cred că dacă există dorința, eu cred că se poate realiza și putem, adică putem să creăm condițiile necesare. În primul rând, trebuie să dorim să aducem diaspora acasă. Doi, trebuie să creăm condițiile necesare ca să, când se întoarce diaspora, să fie primită. Și vă spun concret, servicii de integrare. Deci nu există, pentru moment, puncte de informare dacă vrei să te întorci acasă, care sunt oportunitățile de investiții, servicii sociale. Deci nu există astfel de informații. În primul rând, ar trebui să le dăm oamenilor informația necesară dacă vor să se întoarcă acasă. Dar cum ați reacționat atunci când un politician a spus că cei din străinătate sunt un electorat paralel? Pe mine mă doare direct astfel de atacuri, dar eu cred că toată diaspora a fost jignită, pentru că atunci când este vorba de contribuția diasporei la economia țării, diaspora contează. Când este vorba ca diaspora să-și exprime votul, diaspora dintr-o dată nu există. Nu este posibil, mai ales în cazul Republicii Moldova, o republică atât de tânără, când diaspora e plecată nu de mult timp și legăturile sunt atât de puternice. Este inacceptabil ca să spunem că diaspora nu contează. Mulțumim foarte mult pentru această discuție, succese în aceste alegeri și vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Europei. Cu mare drag, vă mulțumesc mult!